Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru a continua emisiunea Raportul de seară. În platou se află domnul dr. Tiberius Brădățan, candidat din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Suceava. Domnia sa este înconjurat, însoțit de o parte dintre colegii săi care se regăsesc pe lista PSD pentru Consiliul Local Suceava. Vorbeam înainte de pauza de publicitate. Ați semnat sau propuneți cel puțin că odată accesând, să zicem, între ghilimele, primăria Suceava, să asigurați o transparență și o eficiență în folosirea, cheltuirea banului public. De ce? Simțiți că nu este cheltuit transparent, nu este cheltuit eficient acum? Nu neapărat astăzi, ci în mandatele domnului Lung. În mod categoric nu s-a făcut tot ce trebuie pentru ca cetățenii să fie informați la timp și în mod cât se poate de corect despre fiecare leu care a fost cheltuit de către administrația municipiului Suceava. De ce spun asta? Există un site al primăriei pe care poate fi publicată orice intenție de investiție. Deci pot fi publicate și caietele de sarcini, pot fi publicate pentru licitații, pot fi publicate rezultate licitațiilor, pot fi informați cetățenii asupra modului în care este folosit bugetul municipiului Suceava. Dar dincolo de aceasta trebuie să ajungem până la cetățean prin mai multe mijloace, inclusiv prin mass media, inclusiv prin, am spus-o noi, editarea unui ziar al primăriei care se poate ajunge în poșta fiecărui cetățean, în cutia poștală a fiecărui cetățean, fără costuri pentru acesta și în care el să fie informat. De e posibil săptămânal, dar cel mai probabil măcar lunar, despre intențiile de dezvoltare a Sucevei, să fie consultat practic. Un om mai informat, un cetățean mai informat este un cetățean care poate să ia și atitudine dacă îi se pare că acea investiție poate nu este investiția cea mai potrivită pentru Suceava în acest moment. Noi suntem deschiși pentru dialog, dar pentru asta trebuie ca oamenii să fie informați și cu cât ajungem mai ușor la cetățeni, cu atât este mai bine. Dincolo de acest aspect, este foarte evident că orice leu cheltuit de administrația publică locală trebuie să se regăsească exact acolo unde trebuie, adică la om, la cetățean, la ușa casei lui. De ce spunem asta? Pentru că, de fapt, bugetul pe care îl constituim noi este rezultat în urma taxelor și impozitelor pe care locuitorii Sucevei le plătesc. În momentul în care cineva își plătește taxele și impozite, trebuie să știe că acei bani se vor întoarce către el. Se vor întoarce sub forma locurilor amenajate de joacă, sub forma spațiilor de parcare, sub forma unor parcuri sau unor zone de recreere în municipiu, sub forma înnobilării orașului Suceava printr-o viziune arhitectonică nouă, prin dezvoltarea sa integrată și ca centru cultural, și ca centru comercial, și ca centru industrial. Deci trebuie să existe acea certitudine a omului că orice ban pe care el îl dă administrației are o destinație tot către cetățeni. Și această transparentizare, această eficientizare a cheltuirii banului public este foarte posibilă. Nu trebuie să inventezi roata, nu trebuie să faci nimic altceva decât să fii în permanență acolo să explici omului ce vrei să faci cu banii pe care el îi plătește prin taxe și impozite. Mai mult decât atât, este foarte important ca cetățeanul să se simtă respectat și o spun în continuare și o spun de fiecare dată, respectul este elementul care îl face pe om să vină cu încredere către administrația publică locală și nu cu acea teamă, cu acea senzație că este catalogat ca un cetățean inferior. Și noi propunem în această direcție, în ceea ce privește inclusiv eficientizarea cheltuirii banului public, dar nu numai, înființarea celor birouri unice, înființarea unor microprimării în două din cartierele mai îndepărtate ale Sucevei, vorbim de Burdujeni și de Ițcani. Acolo să se poată desfășura activitate care să arate cetățeanului că ne pasă și de el unde locuiește. Ce înseamnă birou unic? Înseamnă că omul vine acolo și poate obține și informații, poate să depună documente, poate să ridice documente, poate inclusiv să-și plătească taxele și impozitele, fără a fi nevoit să vină până în centrul orașului. Pe de o parte,
Pe de altă parte, înseamnă și un alt lucru. Vom eficientiza activitatea primăriei, pentru că sunt convins că în aceste cartiere ale municipiului locuiesc funcționari ai primăriei, care la rândul lor au de făcut un drum foarte lung pentru a ajunge la servicii, care ar fi foarte interesați să-și poată desfășura activitatea cât mai aproape de casă. Este o soluție câștigătoare din toate punctele de vedere. Aceste elemente care ne fac să construim încetul cu încetul o strategie de modul în care lucrăm cu cetățeanul sunt cele care ne dau încredere că putem să eficientizăm și cheltuirea banului public și activitatea primăriei. Domnul doctor, ați mai pus în discuție un subiect, instituirea funcției de arhitect șef la nivelul municipiului Suceava. Nu știu dacă în 20 de ani, știu o dată de două ori dacă am auzit pe cineva, dar să insiste pe acest subiect, nu, sincer. De ce e nevoie? Adică, de ce? De ce vă propuneți? Acum, explicațiile ar fi, vedem. De ce? Dar cum vedeți, care ar fi atribuțiile mai mult decât așa? Arhitect șef, fiecare poate să înțeleagă ce dorește. Bun, în ceea ce privește constatarea că nu a fost o viziune de dezvoltare a orașului, da, este evident și eu ca medic consider că nu pot să spun cum trebuie să arate o fațadă de clădire, nu pot să spun cum e mai bine să se construiască o clădire în așa fel încât să rezoneze cu cea arhitectura înconjurătoare. De aceea este nevoie de un arhitect șef, de această instituție care este prevăzută și este posibilă în organigrama primăriei. Este o instituție care este chemată ca împreună cu ceea ce vorbea mai devreme colegul meu, domnul Mocanu, cu inventarierea spațiilor disponibile din municipiul Suceava, să facă ca tot ce se construiește de acum înainte să respecte un anumit criteriu arhitectonic, să respecte o anumită cromatică, să respecte viziunea de dezvoltare de care tot facem noi vorbire. Nu e o invenție, nu e un lucru pe care noi îl propunem aici la Suceava. În orice oraș civilizat mergem, vom vedea că nu se dau aprobări de a construi decât dacă se respectă niște criterii foarte clare și în momentul în care se ajunge la Comisia de Urbanism din cadrul Consiliului Local, trebuie ca pe orice documentație să existe viza arhitectului șef al municipiului. Dacă nu trece de viziunea arhitectului șef, de viziunea celui care este chemat să facă acest lucru, înseamnă că respectiva documentație trebuie întoarsă celor care ar fi beneficiari. Nu este vorba de nicio supărare, nu este vorba decât de respect față de ceea ce dorim pentru Suceava, este vorba de respect reciproc. Mai mult decât atât, vreau să fac și o precizare clară, pentru că noi vom deschide un concurs pentru a aduce sau alege cel mai bun arhitect șef pentru Suceava. S-au spus de câteva ori că, domnule, de ce ar veni un arhitect care proiectează o casă de lux și trăiește un an de zile să vină pe un salariu pe care îl poate oferi administrația? Eu am convingerea că există oameni pentru care mândria și orgoliu profesional face ca implicarea în modul de dezvoltare a unui oraș cum este Suceava să fie mai presus decât banii. Cred că nu e nevoie de a mai sublinia aici acest aspect. Orice arhitect care știe că își va pune amprenta pe modul în care va arăta orașul pentru următorii 10 de ani, este un om care are viziune și un om care, dincolo de argumentul meschin care înseamnă bani, se pune în slujba comunității. Veți vedea că vor fi oameni dispuși să vină alături de noi în această instituție importantă care se cheamă arhitectul șef al municipiului. Da. Domnul doctor, vă propun să îi prezentăm, da, pe invitații dumneavoastră, pe colegii dumneavoastră, să se prezinte în fața telespectatorilor. L-aș ruga pe domnul Grosar să dea microfonul doamnei Cocriș, începem din stânga domnului doctor, nu? Că așa e, de social, da? Doamna Cocriș, domnul Petrescu și așa mai departe, ajungem la doamna Pohoație și la finala dumneavoastră. Da, bună seara, sucevenilor. Corect, ați început cu o doamnă. Eu ce să vă spun, multe ar fi de spus, foarte multe. Sucevenii pe mine mă cunosc și din profesia mea, sunt de profesie farmacist. Sunt consilier local, termin al doilea mandat.
Sunt multe lucruri pe care noi le-am știut, n-am reușit să le rezolvăm pentru că nu am avut, așa cum spunea și domnul doctor și colegii mei, nu am avut puterea votului. Sper din tot sufletul să câștig și al treilea mandat împreună cu toți colegii mei, împreună cu domnul doctor ca primar, și vreau să-i asigur pe suceveni că această echipă de consilieri aleasă de domnul doctor, așa cum bine spunea un coleg de-al meu care are multe talente, un talent organizatoric deosebit, talentul de a-și aduna oameni competenți și cu experiență, oameni tineri, oameni cu expertiză deosebită în profesia lor. M-a impresionat la domnul doctor talentul de a nu renunța, de a merge înainte într-o luptă și, foarte important, în toate discuțiile care le-am avut cu cetățenii, talentul de a asculta, puterea de a asculta pe fiecare. Este foarte important să preiei de la oameni și să ai puterea și răbdarea să-i asculți, pentru că numai așa poți să reușești după aceea să vii în întâmpinarea dorințelor populației. Urez succes întregii echipe din care eu fac parte și domnului doctor Brădățan. Domnul Petrescu, microfonul dați colegului din spate, pentru că dumneavoastră aveți la valieră. Mi-a scăpat că și doamna Cocheșa. Vă rog. Bună seara. Indiscutabil se află cea mai bună echipă posibilă care poate să conducă municipiul Suceava în acest moment. Indiscutabil, domnul Brădățan este primarul pe care îl așteaptă sucevenii în acest moment și, în mod cert, vom fi cei care vom rezolva problemele sucevenilor. Numele meu este George Petrescu, am 58 de ani, de profesie economist și manager, cu o vastă activitate în domeniul managerial. Am condus și o importantă instituție a statului. Am absolvit și administrație publică, locală, ceea ce mi este la fel de folositor. Legat de proiectele noastre, aș vrea să precizez câteva lucruri. Aici e mai simplu. E foarte simplu, e ceva la ce mă pricep. Zona metropolitană. Da. Ați spus cum vom face ca să uniformizăm sau să diminuăm din dorințele fiecărui primar. Corect. Foarte simplu. Prin programul operațional regional sunt alocate 6 miliarde de euro pentru 2016-2020, iar pentru proiecte se adună puncte. Cu cât ai populație mai mare zona respectivă, regiunea respectivă, cu atât ai șanse să aduni mai multe puncte. Deci câștigător va fi toată comunitatea respectivă, nu doar o singură localitate. Deci, fiind mai mulți, e clară treaba că avem puterea să obținem aceste proiecte. Aproape jumătate din această sumă este pentru proiecte integrate. Deci ceea ce este teribil de important, și astfel că acei bani trebuie cheltuiți cu grijă, trebuie cheltuiți în folosul acestei zone. Un alt lucru pe care aș vrea ca să-l precizez, locuiesc în zona centrală a orașului. Oricine poate să constate, dacă merge pe strada, pe Alea Nucului sau pe Alexandru Ienceanu, chiar și mergând pe jos, îți rupi papucii, nu să mai vorbim și de mașină. Mă întreb cam în ce hal și cu ce fel de asfalt se asfaltează aleile și șoselele, pentru că n-am auzit niciodată de garanția unui asfalt turnat la noi în municipiu. Eu am o vorbă, e un asfalt turnat pentru ca la prima ploaie să fie nevoie de un alt asfalt. Solicit sucevenilor să aibă încredere în noi că vom face exact ceea ce trebuie în folosul lor. Am înțeles. Continuăm. Bună seara. Mă numesc Michica Vejenaru, 55 de ani, ofițer în rezervă, foarte mulți mă cunosc, am activat 25 de ani la Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava, având în subordine tot serviciul ordine publică. În afară de curățenia orașului, de asfaltarea în cartiere, în primul rând vreau să mă refer la toți concetățenii mei, la toți vecinii mei din cartierul Opcin și să-i asigur că în următorii 4 ani cartierul Opcin
alături de oraș va arăta cu totul altfel. Terenuri de joacă pentru copii modernizate, cele două care sunt, terenuri noi de joacă, o grădiniță care nouă, vom căuta să amenajăm spații verzi pentru petrecerea timpului liber, atât a salariaților, cât și a pensionarilor și copiilor, și nu în ultimul rând, ordinea și siguranța publică, care în municipiul Suceava lasă de dorit. Vreau să-i asigur încă o dată pe acei cetățeni că, începând cu 6 iunie, poliția locală își va intra în drepturi. Exact ceea ce spune legea 155/2010, acești polițiști comunitari vor fi văzuți în cartiere, în preajma școlilor, a grădiniților, a cartierelor mărginașe și, nu în ultimul rând, în cartierele de rom. Votați-ne și aveți încredere în noi. Nu vă vom dezamăgi. Bună seara! Numele meu este Boberski Cristian, vârsta 40 de ani, căsătorit, 2 copii, locuitor al cartierului Georgenescu de circa 36 de ani. Din păcate, un cartier uitat de fostul primar, să zicem, redescoperit acum o lună, speriați toți locuitorii cartierului, se construiește cartierul din nou, o grămadă de utilaje care nu fac nimic decât montează borduri și pavele. Din păcate, locuitorii cartierului Georgenescu nu au văzut asfalt în acești 12 ani. Un cartier care are nevoie de parcări, în primul rând, un cartier foarte aglomerat, un cartier cu un proiect de fluidizare a traficului. Noi, întreaga echipă, am discutat despre acest aspect și chiar am găsit o soluție a aleilor din acest cartier, aleea Alelilor și aleea Jupiter, să fie fluidizată prin marcarea sensului unic cu intrare din zona Curcubeu, ieșire zona mobilă. Un cartier care duce lipsa unui parc, un cartier cu foarte mulți copii, duce lipsa spațiilor de joacă, duce lipsa iluminatului public. Sper și cu siguranță vom reuși cu această echipă să aducem cartierul Georgenescu la un nivel de standard european, am mai spus-o și mă repet, cu această problemă. Sper cu această echipă să avem pentru întreg orașul un proiect de dezvoltare. Cele mai importante teme care le-au spus și antivorbitorii mei: trafic, locuri de joacă pentru copii, parcări, siguranța cetățeanului, iluminatul public și celelalte proiecte majore spuse de domnul dr. Tiberius Brădățan. Bună seara! Mă numesc Iulia Fuior, 43 de ani. De profesie sunt inginer. M-am alăturat acestei echipe frumoase și tinere a organizației municipale PSD Suceava pentru o nouă speranță, pentru o schimbare a feței Sucevei, o schimbare a vieții sucevenilor, drept pentru care susțin în această echipă proiectele sociale și proiectele legate de oamenii cu nevoi sociale. Se știe că atât în România, cât și în partea de nord a țării, mai ales în Suceava, protecția socială are de suferit datorită unor măsuri luate într-un mod sau altul. Se știe că gradul de protecție socială al persoanelor este destul de variat, însă proiectele care s-au luat au fost în funcție de bugetul primăriilor, eventual de bugetele care au fost la dispoziția municipalității. Noi am înțeles mesajul cetățenilor legat de reînnoirea clasei politice. Noi am înțeles că vom veni în această echipă cu forțe noi, drept pentru care cerem votul cetățenilor.
astfel încât echipa noastră să poată să schimbe fața Sucevei. Mulțumesc. Bună seara, mă numesc Rusu Dumitru, am 59 de ani, sunt profesor director la școala gimnazială numărul 6. Din postura pe care o am, cunosc foarte bine problemele locuitorilor din Burdujeni, sat. Locuiesc aici cam de 25 de ani și mi-aduc aminte că ceea ce am găsit există și la ora actuală. Durerea este mare pentru că în perioada anterioară nici unul din reprezentanții puterii locale n-au ajuns pe ulițele Burdujeniului. După anul cam 2010, foarte mulți cetățeni din oraș s-au stabilit și au ridicat case în Burdujeni sat. Printre aceștia sunt și eu. Suntem dezamăgiți pentru faptul că municipiul Suceava are foarte multe probleme, dar parcă Burdujeni sat are cele mai multe probleme și grave. În ce sens? Mă refer la uliță noroioasă, mă refer la lipsa iluminatului public, spațiilor de joacă. Sunt foarte multe probleme cu care oamenii s-au confruntat și au cerut de multe ori prezența primarului, a primarilor, începând și cu domnul Enescu, să participe la ședințe în cadrul acelei asociații numite Gospodarul. Toți au refuzat. La ora actuală, am sintetizat, trăind prin acești oameni, câteva din probleme care se confruntă locuitorii Burdujenului sat. Și anume, lipsa unui depozit de lemne, pădurea cade pe noi și noi n-avem de unde cumpăra lemne. Lipsa unui spațiu de joacă, într-adevăr, acolo sunt proprietăți private, nu îi găsim, decât soluția este școala. Școala pe care eu am plecat-o acum 4 ani de zile, când am găsit o toaletă publică, cum s-ar spune, n-am găsit apă, canalizare. În cei 4 ani am reușit și am adus școala la un nivel optim de plutire. Alte nevoi, lipsa gazului metan, calitatea apei, degeaba ni se spune faptul că este apă de Berceș, nu e. Cine poate bea un pahar de apă din Georgenescu și unul din Burdujeni sat, își dă seama că nu este așa ceva. Dorim un climat care, din care să reiasă faptul că dacă și noi plătim taxe și impozite ca și cei din oraș, să beneficiem și noi de aceleași drepturi. Domnul doctor Bădățan a ajuns în cartierul nostru, chiar a vizitat cele mai îndepărtate uliți, a constatat faptul că în afară de ulița principală care merge spre Adâncata, care într-adevăr arată altfel acum, și s-a asfaltat și Plevnei. Încolo toate ulițele laterale, toate sunt cu pietriș, iar la primele aversă, pietrișul ajunge în carosabil. Și practic e o problemă pentru noi. La ora actuală, noi locuitorii din Burdujeni sat, vedem în persoana domnului doctor Bădățan, viitorul primar al Sucevii, ar spune biblic, lumina de la capătul tunelului. Și ne dorim cu toții ca să ajungem la această lumină și să beneficiem de efectul ei binefăcător. Bună ziua! Andrei Pădoraru este numele meu. Sunt cu voia dumneavoastră, voi fi la al doilea mandat de consilier. Am două proiecte importante care de 3 ani de zile cu Ion Lungu la conducerea primăriei sunt blocat să le duc la bun sfârșit, și anume înființarea unui birou unic și pădurea Zamca, pădure parc. Pădurea Zamca este proprietatea primăriei Suceava, deci un lucru foarte ușor de făcut, de realizat, să o transformăm în pădure parc și să facem niște investiții foarte utile pentru cetățenii Sucevei. Adică piste de bicicletă, iluminat public, alei, tiroliene, o zonă de agrement. Și să punem în valoare și cetatea Șcheia, care e un monument istoric cunoscut. Foarte puțin cunoscut, din păcate, pentru Suceava. Cam asta e rugămintea mea pentru cetățeni, să voteze echipa PSD ca să avem o majoritate, să putem face lucrurile, să-l ajutăm pe viitorul primar Tiberius Brădățan să urnim Suceava din loc. Da. Bine v-am regăsit, bună seara.
Mă gândeam așa că iată că a venit și vremea noastră, vremea schimbării, vorbim și noi cei care facem parte din echipa domnului Brădățan pentru consilieri, pentru candidații, pentru funcția de consilier. Și mă gândeam de unde vine forța acestei echipe, după cum ați observat și veți observa și în continuare, de la diversitatea de profesii, dar de la dorința de a face mai bine, mai frumos pentru orașul nostru, la care ținem foarte mult. Și dacă fiecare în parte am demonstrat acolo unde ne-a dus viața că într-adevăr iubim, acum trebuie să dovedim și împreună într-o echipă. Sigur că ar fi de spus că într-un consilier local un om trebuie să aștepte ceva bun pentru faptul că acest consilier local vine cu experiență de viață. Am să iau strict experiența mea venind din zona de 24 de ani de tehnolog cu urmărirea reparațiilor și aș da dreptate unui consilier de la PNL care spunea că 12 ani de zile s-a lucrat continuu pe străzi. Așa este. Asta asfalta, mâine se spăgea. Asta asfalta, mâine se spăgea. Problema este că nu se făcea într-o anumită ordine și cu o gândire. Că până la urma urmei, ca inginer și ați observat că suntem cu niște voci destul de puternice aici, cei care reprezentăm partea asta a inginerilor. Asta ne-am dorit, un lucru mai bine pus la punct, un lucru mai bine coordonat și de ce nu cu eficiență, urmărind și calitatea, nu numai cantitatea. Sigur, m-aș duce și spre zona de experiență sindicală, unde în 12 ani am învățat cum să discut cu diferite categorii de oameni și că nu există un cetățean de gradul 2. Nu există un locuitor a unui cartier de gradul 2 și fiecare își are prioritatea. De altfel, cred că o să se observe și în clipurile pe care le avem, în vizitele pe care domnul doctor le-a făcut în diferite cartiere, că oamenii sunt la fel. La fel de preocupați de soarta orașului lor, de soarta cartierului lor. Nu contează că ești în Opci, nu contează că ești în Nițcan, că ești în Burdujeni, că ești în centru, cu toții ne dorim să ne simțim locuitori a unei capitale de județ. Și nu în ultimul rând, având în vedere că 20 de ani am tot fost în societatea civilă și am fost inițiatorul și promotorul diferitor activități culturale și pentru tineret, și cu tine și pentru tineret. Cred că așa cum am demonstrat în primii 2-3 ani de când am activat în Consiliul Local, de exemplu zilele Sucevei se pot face mai multe locații și se pot adresa mai multor cetățeni, nu doar celor care au drumul spre zona mall, pentru că nu, am mai spus, nu există cetățeni de mâna a doua și cred că ar fi o prioritate. Aici am, doamna Cocliș, să-mi dați voie să vă contrazic, există o prioritate, tineretul. Dacă nu ne vom gândi la viitorul pe care îl avem în Suceava, nu vom putea spera la nimic. Și atunci dacă vom investi în ceea ce, eu zic că mulți neglijează, nu este vorba doar de locuri de muncă, există de posibilitatea lor de a se implica direct în viața orașului. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Colegul din spate, domnul Grăsar. Bună seara. Mă numesc Dana Petroaie, am 41 de ani, sunt economist și locuitor al cartierului Burdujeni. M-am alăturat acestei echipe și alături de domnul dr. Brădățan pentru ca locuitorii cartierului Burdujeni să nu mai fie tratați ca locuitori de mâna a doua. Știți prea bine că luminile de Crăciun uzate din centrul Sucevei, anul după 2-3 ani, se pun în Burdujeni. Iepurașii de Paști care i-am văzut anul ăsta în Burdujeni au fost în ultimii 2 ani în centru. Apa potabilă, care ne s-a promis că este apă de Berchișești, este o apă murdară, chiar și cu pietre uneori. Sunt nevoit, ca locuitor al cartierului Burdujeni, să desfund cel puțin o dată pe lună sitele de la bateriile de apă pentru a putea beneficia de apă potabilă. Cred în această echipă, rog sucevenii și în special locuitorii cartierului Burdujeni să voteze echipa Tiberius Brădățan și sper că tot ce ne-am propus să ducem la bun sfârșit. Mulțumesc, domnul Cristescu. Bună seara, numele meu este Florin Cristescu, am 55 de ani, sunt căsătorit, am un copil, de profesie sunt inginer, în acest moment conduc o școală de fotbal cu peste 100 de copii, am decis să iau parte la acest program al domnului dr. Brădățan pentru că cred în dumnealui, cred în echipa noastră, a celor de la PSD și îmi doresc ca pe data de 5 iunie sucevenii să-și ia Suceava înapoi, să ne dea nouă, să o putem conduce, pentru că ne-a venit rândul să conducem și noi mai mult și mai bine decât domnul actual primar Ion Lungu. Vă mulțumesc! Doamna Pohoață! Mă numesc Pohoață Magdalena Manuela, am 38 de ani, sunt de profesie inginer.
Momentan lucrez în asistență socială. Sunt onorată să fac parte din această echipă a domnului Tiberius Brădățan, domnului Tiberius Brădățan. Pe lângă obiectivele pe care ne le-a prezentat domnul Brădățan, țin să spun telespectatorilor noștri și celor care ne vor vota să garantez pentru onestitatea și corectitudinea dumnealui. Este omul dialogului, cu transparență și claritate. Este politicianul care face o altfel de politică, a bunului simț, a omului de caracter, a omului pentru oameni. Experiența pe care am dobândit-o în timp, având în vedere că eu am îmbrățișat cu drag muzica populară, m-a determinat să susțin proiectul Suceava Oraș Cultural, plecând de la premiza că cultura și educația fac Suceava adevărată. Și într-adevăr, acestea două merg mână în mână foarte bine. Noi suntem o echipă, credem că programul cultural trebuie să includă o ofertă cuprinzătoare, dar și completă, care să satisfacă o gamă variată de public țintă. Și aici, cum spunea și colegul meu, Cornel Grosaru, într-adevăr, tineretul trebuie luat în calcul, persoanele vârstnice și noi, ceilalți seniorii, care avem unele, eu știu, înclinații artistice sau chiar preferințe, da, preferințe artistice. Programul nostru este bine structurat, având deja obiectivele stabilite. Putem vorbi, ne-am gândit chiar la un festival internațional de folclor, care ar ajuta Suceava mult, un festival al jazzului, Anca Parghel, fiindcă ar fi păcat să o dăm uitării. Am putea promova poate mai bine teatru în școli, fiindcă tot avem un teatru la Suceava, am putea să îl ajutăm, fiindcă publicul acestui teatru se va determina în timp, e nevoie de timp. Absolut. Am susține poate mai mult brandul și a județului, dar și a municipiului Suceava, ansamblul Ciprian Porumbescu, care știm foarte bine că acum nu trece printr-o perioadă tocmai clară. Da. Ei, Suceava, ca și oraș cultural, trebuie să înțelegem că va fi generator de venit, dar și un plus pentru turismul local. Și aici aș putea dezvălui un alt obiectiv de-al nostru, Suceava la Pas. Un itinerar pe care îl putem oferi turiștilor să facă Suceava la Pas. Domnul Girigan, nu, fără microfon, aveți la valieră. Nu, am fost depozitat de da? La valieră, așa. Am înțeles. Va trebui să folosesc microfonul, da. Eu, în primul rând, vreau să fac o completare la domnul Cristescu, colegul meu, probabil de modestie nu v-o spus, dar dânsul este și fostul capitan al echipei de aur, de fotbal, al municipiului Suceava, care a activat cu succese uneori deosebite în prima ligă a României. Girigan Eugen, de profesie inginer constructor, specialitate drumuri și poduri, am terminat studiile în 1971 și am venit ca și tărâni inginer la Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava. Vreau să vă spun doar un singur aspect al profesiei. Am avut șansa, în 1971, când eu am sosit la această întreprindere a Consiliului Județean, din 187 de poduri, de pe drumul județene, cei 1400 km de drumul județene pe care le administra întreprinderea respectivă, doar 26 erau poduri definitive, poduri din beton sau metal. Restul erau poduri din lemn care trebuiau refăcute. Din 1971 am lucrat la construcția de poduri pe drumul județene, iar în 1985 am reușit și am terminat toate podurile de pe drumul județene, poduri definitive din beton, care culmea sunt în funcțiune și acum. Da. Deci au fost făcute în regulă. Și podul peste, al doilea pod peste râul Suceava, când va fi? Deci am nu și cred. Un record profesional,
pe drumul județean între Baia și Bogata, da, în anul 1982-84, am coordonat exuarea lucrărilor la podul peste Moldova, lung de 329 de metri, cel mai lung poduri de pe drumul județean din Moldova. E drept. Și în acest moment lucrez la această firmă, dar din păcate ca administrator special, firma având o situație mai specială. Vreau doar să mai completez că am avut în perioada de după 1990 și activitate politică și ca un rezultat activității politice niște mandate de consilier județean, 3 mandate de consilier județean, 1 mandat parțial și 1 mandat complet de consilier local pe care îl închei acum. Sunt decanul de vârstă a colegilor de pe listă, sunt decanul de vârstă care voi prezida ședința de constituire a noului Consiliu Local, o să ne punem viceprimarii noștri și primarul nostru, că am acest drept. Am înțeles. Mai activez ca și președinte al Patronatului Dulanelor din România, sunt într-un mandat de 4 ani, în care sunt înscrise 42 de societăți și legii autonome de profil din țară. Fac parte și sunt membru fondator al Asociației de Sprijinire a Sportului Sevan, cu numele Eduard Gazda. Acest nume probabil pentru mulți știu despre cine e vorba, unul dintre cei mai valoroși volebaliști ai municipiului Suceava, care Dumnezeu să-l odihnească într-un accident cumplit, a murit acum câțiva ani. Prin această fundație am sprijinit absolut, în primul rând, voliul Sucevean, dar și alte ramuri sportive și mi-aduc doar aminte de un episod pe care l-am apreciat și eu pentru mine. Cu 2 zile înainte, în 2008, aeromodeliștii din Suceava, care trebuiau să participe la turneul final a Campionatului Mondial de aeromodelism din Polonia, cu 2 zile înainte a venit la mine și au spus: ajută-ne că nu avem bani ca să ajungem să participăm. I-am ajutat și au câștigat un titlu mondial și un titlu de vice-campion mondial. Da, da. Mulțumesc, domnul Mocanu. Aveți... Încă o dată, acum am văzut o echipă frumoasă, puternică, coerentă și cu emoție pentru sucevenii care se mai întreabă de ce am trecut de la PNL la PSD. Vreau să vă spun că am respectat și mai am o săptămână de mandat USL și guvernarea USL a fost cea care a adus prosperitate, guvernarea USL a fost cea care a adus creștere economică, a făcut reparațiile de banii aia, știți așa, plecați pe nu știu unde, din salariile și pensiile noastre. Și vreau să vă spun că am simțit cum această echipă se formează în cei 4 ani, cu bune și cu rele din Consiliul Local, și acum ați văzut în fața dumneavoastră o echipă de care eu sunt mândru și vă rog să înțelegeți că acum este momentul schimbării. Este evident că nu mai putem să lăsăm în continuare, după 12 ani, aceeași echipă în primărie. Alături de omul, doctorul și managerul Tiberiu Brădățan, viitorul primar al Sucevei, vă rog să acordați votul acestei echipe. Domnul doctor, mesajul dumneavoastră acum către suceveni. Aproape că mesajul meu este diluat, având în vedere că toți colegii au avut ceva de spus și, vedeți, se adeverește ceea ce ziceam și eu la începutul emisiunii. Sunt atât de multe lucruri care trebuie făcute în Suceava, sunt atât de multe proiecte care trebuie pornite, încât e nevoie de o echipă. E nevoie de o echipă care să gândească coerent, e nevoie de o echipă care să gândească dezvoltarea Sucevei, să gândească strategia pentru următorii ani, de așa natură încât moment cu moment, lună de lună, an de an, să se simtă schimbarea. Am să insist pe acest aspect, că schimbarea nu mai poate fi oprită, și am să vă spun cu toată convingerea, cu toată credința, că acum în al 12-lea ceas, la Suceava, s-a construit o echipă, s-a constituit o echipă care este o forță și care va demonstra că Suceava poate să arate altfel, iar pe data de 5 iunie, cetățenii care vor veni la vot sunt convins că vor vota schimbarea și vor merge mai departe către un oraș Suceava care să ne redea mândria de a fi locuitori ai cetății de scaun al lui Ștefan cel Mare, să ne redea mândria de a fi cei care trebuie să arătăm că Suceava este un oraș întâi stătător între orașele țării. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru participare. De asemenea, doamnelor, domnilor, la fel, succes. Aici se încheie emisiunea, doamnelor și domnilor. Numai bine!
al Sucevei, știu că toți locuitorii acestui oraș sunt la fel de importanți. Vreau să redau concetățenilor încrederea în viitor și mândria de a fi locuitor al Sucevei, cetatea de scaun al lui Ștefan cel Mare. Suntem în al 12-lea ceas. Schimbarea nu mai poate fi oprită. Tiberius Brădățan, un primar modern pentru Suceava.